Cântul al zecelea Argument Țiganii, sfaturile de șarte văzând ale obștescului popor, îi aleg pe cei știutori de carte, care între ei fac sobor să hotărască ce stăpânie ar fi mai bună pentru țigănie. Când sunt pântecele sătule, atunci e și gura vorbitoare. Sfaturi câte vrei și prea destule îți dă și te învață fiecare. Popa, întorcându-se de la botezăciune, toată cazania pe de rost o spune. Dar când e lipsă de bucate, nu știu cum și mintea se tâmpește și nu dă sfaturi așa curate. Iar limba tace ca un pește. Deci, în pântece pline, stă toată filozofia cea adevărată. Tu râzi? Dar eu mai zic odată ca științelor izvoditoare a fost hrana cu bune bucate. Cum din locul sterp nimic nu răsare, așa din prăpăditul ajun nu iese niciun lucru bun. Spunem ce lucru bun făcură vreodată si haștri din pustie ce nu luau toată ziua în gură decât ierburi cu rădăcină măcrie, mure, bureți, alune și poame, rupți slinoși, leșinați de foame. Eu ți o spune. Zilele săracii cu tăunii și țânțarii neîncetate bătăi aveau, nopțile cu dracii care i-ațâțau la păcate. Până la urmă, din oameni ca atare se preschimbau în sălbatice fiare. Zău, aceia vă spun și nu greșesc, n-au descoperit niciuna din învățăturile alese care pe oameni îi fericesc și îi uimesc. Nu în pustii, nici în păduri dese avură științele început, ci în orașe, la oameni cu obiceiuri gingașe, la Bactran, Babilon, Memphis și alte cetăți civilizate cu prisos de toate, nu în peșteri, ci în palate înalte, nu prin pustii, ci în curți desfătate unde sunt de mâncări pline mese și cu vin dulciu pahare drese. Homer, Iliada minunată nu află prin codri, nici în munte, ci veselindu-se câteodată, cântând la o spețe și nunte, iar de vin, când bea câte un pahar, se umplea de-al muzelor har. Dumnezeiescul Platon și el bea mânca cum se cade, domnește, nici scusitul Aristotel nu trăia fără vin, carne și pește. Nu degeaba de-ale lor cărți învățate și acum ne mirăm cu dreptate. Dar încotro râvna te repede din țigănime până la pustiu, dragă muză. Cine nu va crede că traiul bun aduce veselie, iar postul pe nimeni nu hrănește? Tu însă de țigani povestește. Cât timp țiganii n-aveau ce să îmbuce, gândeai că nu știu vorbe două să lege, dar acum făți cruce într-una cu mâinile amândouă, cu câtă îndrăzneală și stețime stă la sfat să tu la mulțime de când tandaler bucate aduse, tot în dansuri, cântări și o spețe, multe zile vesele petrecuse. Iar cele mai bătrâne fețe mereu se sfătuiau cum să facă rânduială în țara lor săracă. Însă, din acele sfaturi toate, până la urmă nu se alegea nimică, fiindcă unul venea pe apucate nevrând de fapt decât ceva să zică și el de bine sau de rău. Cam ăsta era sfatul său. Unul zicea, că nu-i trebuință să facă vreo rânduială în țară, căci după dreapta socotință orice rânduială e o povară și nu se cade să îi se supună ei nimenea de voie bună. rânduiala e bună pentru cei mari, zicea, care în frâu îi țin pe cei mici, precum vozi, vornici, spătari, logofeți, vistiernici și paharnici, care prin rânduială, cum se știe, iau și în partea țării avuție. Altul striga, ba să fie în țară o tocmeală, dar nu din cele care nu fac nici cât o para putredă, ci căreia sub stele asemenea alta să nu mai fie, altminteri faceți nebunie, adică să fim toți dinpreună, țărani sau boieri fără osebire, asta e rânduia la cea mai bună. Toți avem același trup și fire, prin urmare toți aceeași mărime să avem în a noastră țigănime. Erau și unii care pofteau un vodă și un divan cu toată boierimea, pentru ca așa fu până acum la modă. De care modă mândra țigănie nu prea se cade să se depărteze, ci chiar vârtos se cade să-i urmeze. Unii pofteau ca niciun sărac să nu fie în țara țigănească, a alții ca de bir și dări în veac să nu se mai pomenească. Aceștia nicio slujbă să nu mai fie, aceia ca alții să le muncească pe moșie. Bine că asta minunată părerea minții sclipitoare n-a fost primită și lăudată în adunare. Dar, ce folos! Ceea ce azi plăcea, mâine niciunul nu mai voia. Așadar, de sfadă și gâlceavă, nu era mai nicio zi de șartă, ba și alte lucruri, fără ispravă se iveau după adunarea spartă, căci mergând acasă, într-adevăr, unii cu alții se luau de păr puțin lipsea să nu se bată câteodată toată țigănia. Se învrăjbise acum ceată cu ceată, neputându-și stăpâni mânia, tocmai când era sfatul mai mare, atunci ei se sfădeau mai tare. Deci, precum spun cărțile ciorești, de șapte ori într-o săptămână s-au bătut voinicii țigănești. Adunarea lor era fântână și izvor de vrajbă întotdeauna, unul pe altul nimic nu-l lăsa să spună. Astfel dânsii, prin clară dovadă a multor întâmplări triste, văzură că prin vorbă multă și prin sfadă doar se atâță vrajbă și ură, iar acestea sfatului bun strică și la urmă nu se alege nimică, căci în adunările mai toate unde norodul fără osebire să vorbească și să stea la sfat poate, mereu gâlceavă, neunire, discuție cu vrajbă stăpânește și nimic bun nu se hotărăște. Cel mai obraznic și mai mișel, acolo mai înțelept, se ține decât Socrate, Platon și Aristotel, iar cel bun, cel înțelept, rămâne deoparte, amestecat în mulțime și nebăgat în seamă de nimeni. Pentru aceasta, bătrânii gândiră să facă o rânduială mai bună, cu sfat cinstit, apoi hotărâră să nu se adune împreună toată gloata la al obști sfat, ci din fiecare ceată, un delegat adică toată ceata în sine într-o adunare osebită din și ei, cântărindu-i bine să aleagă o persoană cinstită care să-i fie ambasadoare la marea și obștească adunare. În puține zile toate fură după această poruncă făcute. Numai oameni cu mare învățătură și cunoscuți pentru buna virtute din sfatul drept al tuturor au fost trimiși la obștescul sobor. Acolo se văzura adunate mințile breze, cele mai de frunte, alcătuind o nouă cetate, cum sunt, la Paris, cei din munte, de judecăți înalte și învățate, minunară neamurile toate. Deci, precum spun cărțile ciorene, multe lucruri bune adoptare, însă n-ar ajunge o mie de pene nici toată hârtia din țară ca să se poată scrie toate hotărârile lor luate. Mulți oameni înțelepți se sculară cu vorbe subțiri și învățate, care n-amănunt arătare că monarhia este dintre toate cea mai bună și mai firească pentru societatea omenească. Baroreu, unul dintre delegați, se sili cu multă învățătură să arate celor adunați din istorie și din scriptură cum că stăpânia monarhică este dintre toate cea mai harnică. Unul este adevărul, el zise, un Dumnezeu, un suflet, un soare, precum și mândrul Solomon scrise, deci numai o putere stăpânitoare, împărăția a unuia să fie și în dalba noastră țigănie. Prea în alta veșnică ființă ne-a dat pildă în toate, învederată de a cunoaște sfânta sa voință. Însă și mama natură ne arată că orice guvernare bună atârnă de o singură mână cum trupul omenesc un cap are ce îndrumă și povățuiește toate celelalte mădulare, așa și noi voind înțelepțește să întocmim o dreaptă stăpânie, un cap să așezăm drept temelie. Adică trupul cetățenesc printr-unul singur să se conducă. Așa, cinstiți bărbați, vă sfătuiesc și de-ar fi până mâine să vă zică cineva de un alt fel de stăpânire, nu veți găsi mai bună după fire. Unde unul treburile drege, toate merg în bună rânduială, voia lui pentru toți este lege tuturor, lui porunca lui clipeală, toate planurile făcute se îndeplinesc lesne și iute. Fiind puterea conducătoare, într-un singur punct adunată, mai deplin lucrează și mai tare. Prin ea, toată partea e legată de întregul ei și de al ei sine, iar Domnia mai sigur se ține. Un monarh! Așadar, vă sfătuiesc, sub orice denumire aveți de gând să puneți pe tronul țigănesc. Celelalte domnii de sticlă sunt, le frânge orice lovitură și iscă doar nepace și ură. Cine oare până acum nu știe relele în care pe cetățenii împlântă zbuciumata democrație, unul cu altul se luptă, se frământă, unul pe altul surpă și îl sapă, cetățean pe cetățean atacă? Roguvă, Norodul, ce înțelege despre cârmuirea unui stat? El mereu pe acela îl alege dictator sau consul în senat, care îl măgulește, îi dă de toate, chiar de n-are nicio calitate. Astfel, la dregătorii de frunte vin intriganți, șmecheri, neharnici, bogătani, trufași cu punga mare și cu minte mică, fiind căzdarnici. Iar celor buni și cu virtute, meritele le rămân necunoscute. Dacă unul bun, drept, înțelept, vreodată ajunge cumva să poruncească și vasili gloata desfrânată, legile cu zel să le păzească, atunci gloata nu știe măsură și desface orice legătură. Pentru că învățată cum vrea ea să fie, nu suferă nicio îngrădire, pe de altă parte, bine știe că a sa e întreaga stăpânire, deci leapă de calcă și cele mai drepte și bune rânduiele iar pe cel bun, care a vrut să o facă ascultătoare la lungă în pribegie printr-o mișelească ostracă. Aristid, drept pildă să vă fie cel mai bun și mai drept din Atina, căruia dreptatea i-a fost vina. Cine dar poporului în mână îi lasă guvernare și putere, acela unitatea o dezbină și pierde țara, după mea părere. Dă sabia în mână la turbat și cuțit pruncului neînțărcat. Pe scurt, în orice fel de republică nu afli liniștea adevărată. Toate se schimbă, se înduple, că nu e lege statornică așezată și nici nu poate fi. Poruncile sunt multe și puțini cei ce vor să le asculte. republica i țarină pustie, care cum vine rodul cu lege. Cel puternic fură cu tărie, căci nu-l înfrânează nicio lege. Astfel, averea obștii dispare între ale vulturilor ghiare oamenii s așa făcuți din fire ca între cei asemeni cu sine să vrea să fie cu osebire, fiecare mai bun se ține decât ceilalți. De aici, socoate, tot insul trage la întâietate. De aceea în Republică se scoală unul asupra altuia pentru mărime și pururi vrajbă cu răscoală tulbură biata mulțime. acesta e izvorul de neîncetate rele în democratica cetate. Dar unde s-a hotărât foarte clar ca numai unul singur să stăpânească, aceste pricini de gâlceavă dispar, toate vrajbele se sting, iască, niciunul nu-l socotește la fel pe monarh sau asemenea cu el, ci se uită la dânsul cu idolatrie ca la un Dumnezeu pământesc și nu dorește asemenea să-i fie. Deci, ca mai mult să nu o lungesc, închei cuvântarea și vă zic iară, monarhia e cea mai bună pentru țară. De aristocrație, n-am ce zice. Știu bine că nimeni dintre voi în adins nu va voi să ridice o stăpânire de trei inși sau de doi sau ceva mai mulți împreună, căci ar fi pofta cea mai nebună. Cel pe care ursita neblândă la predestinat să slujească ar avea mai puțină dobândă dacă ar sluji unuia singur decât mai multora? De ce dară să voim mai mulți domni în țară? Așa cum n-a fost niciodată mulțimea bună cârmuitoare, la fel și aristocrația, ba chiar și mai păgubitoare, întotdeauna fu pentru cetate și pentru orice societate. Cine a citit istoria veche de la început, din epoca întâie sau de la cea din tâi pereche, când nu era nicio domnie, va băga de seamă că întâi erau numai părinți și fii, adică autoritatea firească pe care o au părinții asupra fiilor. Această oblăduire părintească nu era hotărâtă de vreun sobor, ci revenea fără împotrivire celui mai bătrân după fire. Atunci, prin legături de sânge și prin apropiată frățietate, erau supuși, fără a se plânge oamenii, sub astă autoritate. Uneia, celei mai bătrâne fețe, și era cârmuită cu blândețe. Iar după ce se înmulțiră la familii deosebite, legăturile de sânge se răciră, frățiile fură răzlețite, apoi fără energie rămasă și această stăpânire de casă. Pentru că dreptul celui mai tare începu cu timpul să facă un fel de domnie care se cheamă anarhie în greacă. O hidră cu capete multe ce unul de altul nu vrea să asculte. Această namilă sângeroasă îndelung răzvrăti neamul omenesc până când, printr-o întâmplare norocoasă, printr-un sfat de obște bărbătesc, pământenii de vrajbe obosiți să facă legi au fost siliți. Cei de-o limbă și de același soi se uniră într-o singură cetate, dar nevrând puterea mai apoi să o dea cuiva, prin așezate drepturi firești, pentru toți făcură o înțelegere cu legătură. Prin simple legi democratice, cu privire la persoane, ei între ei, după pragmatice împreună stabilite canoane, se guvernară când rău, când bine și se apărau de neamuri străine. Dar fiindcă aceste legi făcute în pripă de sloboda mulțime n-au putut să aibă atâta putere încât să nu le încalce nimeni, cei mai tari și cu multă îndrăzneală au rupt la urmă buna tocmeală. Anacar, sis bine a zis odinioară, că acest fel de legi au asemănare cu subțirica pânză rară a păianjenului, în care se încurcă musca slabă și mică, dar cea mare și tare o strică. Așa în democrație, cei tari frâng legile fără nicio frică și din zi în zi, făcându-se mari peste toți ceilalți, se ridică și între ei, fără contenire, se luptă pentru parvenire. De aici războaiele civile încep, vrajba dinăuntru se ațâță, dezbinări și trădări viclene necăjesc omenească viță pentru mândria a doi sau trei care vor să fie cei mai cei. După lungi războaie, multă ceartă căpeteniile partidelor iară se împacă între ei și se iartă. Și cine rămâne de măscară? Norodul, prin a cărui vrere aceia ajunseră la putere. Ei, înălțați peste popor, fac apoi un nou legământ și se pun stăpâne ai tuturor. Lepădând fățarnicul veșmânt, îi aduc pe ceilalți să-i slujească sub domnie aristocraticească. Dar fiindcă între cei mai semeți aristocrați lacom de domnie prietenia e plină de scaieți și tot insul vrea primul să fie, nu poate între și să domnească mult timp pacea și înțelegerea frățească. Acuș unul împotriva celuilalt se scoală, cel mai iscusit și care știe a se stăpâni pe toți în șală, unul pe altul scoate din domnie și măgulind mulțimea vârtos, la urmă întoarce spre al său folos. Mulțimea, de mult, acum învățată cu robia, de seamă nu bagă, doar să aibă odihnă și bucate. Nu se uită cine mâinile leagă, ci de voia sa, cu bucurie zidește tronul pentru monarhie. Unui domnitori se aruncă în brațe încredințându-i lui toată puterea, iar el zidindu-și înalte palațe și îngrijindu-se pentru ținerea cât mai îndelungată a domniei, se ferește să facă rău cuiva, ci părintește al obștită tuc și părinte pe supuși, i îi mângâiește, îndemeiază legi drepte și sfinte, averea tuturor o crotește socotind ca sa fericire stân a supușilor iubire. Așa mereu se perindară stăpânirile, una după altă, mergând din spiță în spiță pe scară, până ajunseră la spița înaltă pe care noi o numim monarhie, adică a unuia singur domnie. Prin ea liniștea dorită iar se întoarse în societate și vrajba fu de toți izgonită. Oamenii văzură că din toate acest fel de domnie domniei mai bună și îi dă dură veșnică cu lună. Aici, sfârșind lunga sa cuvântare, Baroreu urmă o adâncă tăcere în toată cinstita adunare și păru că toți aveau plăcere să aleagă un monarh. Văzând că nimeni nu se scoala grei din mulțime, Slobozan atunci, de altă parte, cu dovezi și vorbă niuțită, vrusă să arate din minte și din carte că nu-i domnie mai fericită decât o republică așezată. Iacătă vă zicerea lui toată. Dacă ar fi cu putință să fie un om decât toți ceilalți, mai înțelept, neviclean, fără fățărnicie, cel mai bun la suflet și mai drept, și acest om cu noi, locuitor, să mai fie și nemuritor, acel om cu un suflet așa mare și cu un sușir neasemănate să devină apoi, din întâmplare, monarh absolut într-o cetate numai lui și eu m-aș supune din pricinile pe care le voi spune. Întâi, aș fi încredințat dinainte că e cel mai bun dintre toți și va stăpâni ca un părinte peste mine și ai mei nepoți. Apoi, fiind el nemuritor, nu m-aș teme de al lui succesor. Numai atunci m-aș închina supus la monarhia cea lăudată dacă s-ar întâmpla cele mai de sus. Dar știu că nu va fi niciodată căci oamenii aleși fără prihană nu se găsesc ca marfa la dugheană, ci sunt mai rar ca diamanții. Nici nu se cunosc pe din afară după haine ca eleganții, ci prin altă încercare îndelungată. Dar și după ce se recunosc odată, altă împotrivire se arată, adică nu sunt nemuritori, căci pământenii nu pot să fie. De aceea îmi par cam visător cei care zic că sub monarhia ar fi traiul cel mai bun și lin și ar fi domnia mai din plin. Să spunem că îl vom alege pe cel mai vrednic dintre noi toți, singur trebile a nedrege. Dar cum vor fi ai lui fii și nepoți? Oare fi vor ca lor părinte așa bun și drepți, cu minte? Ispitirea a fost întotdeauna pentru om bună sfătuitoare. Ispitirea, dară să ne spună monarhia ce urmări are? Istoria vremilor trecute va putea la asta să ne ajute. Și ea ne învață fără sminteală că, deși a fost odinioară vreun domn cu dreaptă socoteală bun întreg și cu virtute rară, totuși prea rar sau niciodată fiul său n-a fost ca al său tată. Cum deci pentru unul singur fie el cât de ales să punem toată moștenirea noastră sub robie? Și cine e cel care să poată cheză și ca să-i urmași? Toți vor fi ca dânsul buni patrioți. Numai unul din toată lui sămânță să ne închipuim că va fi rău, folosindu-și a lui putirință samavolnic după cheful său, atunci toată vița noastră viitoare a celuia îi va sta la picioare, el având toată puterea în mână, fie și constrâns cumva de o lege. Însă nicio lege nu-i va pune frână, nici cu chipzuință nu se drege, le va încălca pe toate, chiar și pe cele ale cetății sfinte rânduiele. Cine poate apoi, cum se cuvine, să vă înșire grozăvii și nenorociri, nedreptăți și de cruzime pline întâmplări și crunte asupriri ce vor apăsa norodul de jos din pricina monarhului ticălos? Dar să spunem că toți ar fi buni, urmașii la tronul monarhicesc, căci a fi răi nu prea au pricini când ascultă de-ai lor și cinstesc. Totuși, zic eu păcatele mele, monarhii nu-mi plac și aduc belele. Un singur om într-o monarhie, dar avea și capul cel mai mare, deși ar da silința cât o mie. Totuși, el nu poate fi în starea cunoaște, a hotărât toate trebile din întreaga cetate. E nevoit să-și ia ajutor, adică sfetnici pricepuți, ca să meargă trebile cu spor. Acest fel de oameni sunt știuți pe la noi sub nume de viziri, de miniștri, lorzi sau de pairi monarhul de-o fi slab de minte, trândav sau nebăgător de seamă, părăsindu-și datoriile sfinte, în sfetnici se încrede fără teamă și fiindu-i mai la îndemână cârma împărăției, le-o dă pe mână. Pentru aceea monarhul totdeauna alege pe cei mai de-aproape ce pe lângă tronul său se adună, de ar avea ei drepte sau mai șchioape socoteli, iar cei mai de seamă curteni sau ciocoi de curți se cheamă soi de oameni vicleni fără lege, învârtiți și reți plini de intrige care știu să întindă așa ale lor mreje, că monarhul fără nicio grijă până la urmă se încurcă în adins și se trezește în lanțuri prins. Iar ei, dacă la apucă odată, vai atunci de rodul supus. Dreptatea fuge speriată și strâmbătatea își pune tronul sus. Robia lanțurile își pregătește, tirania peste toate stăpânește. Eu nu vă grăiesc din teorie, ci din practica de zi cu zi. Vedeți în fiecare împărăție câte strâmbătăți, necazuri, mii li se întâmplă bieților cetățeni prin acest fel de ciocoi curteni. Deci, măcar adevărat să fie, după teoria cea mai clară, cum că lăudata monarhie este un fel de stăpânire rară, care foarte bine cumpănită dintre toate mai desăvârșită, totuși, după realitatea știută, din monarhia absolută, de plină, tirania fu apoi născută, așa cum din grâu iese neghină și piedică nu se poate pune la această firească stricăciune. Un stăpân absolut în cetate este un vierme pus la rădăcină a unui copac cu minunate ramuri și a cărui groasă tulpină nici vânturi, nici furtuni nu-l clintesc și nici fulgerele nu-l pârjolesc. Totuși, acel cariu mititel pe dedesubt începe a roade măduva din prejur și el, până ce copacul se usucă și cade, iar a putrezirii lui pricină fu viermele de la rădăcină. Apoi, nimeni nu poate să zică cum că se pot face în monarhie și pentru monarh Legi care în frică oarecum veșnică să-l ție ca să nu iasă din cale afară, ci după legi să domnească în țară. Căci dovedit lucru este cum că a da legi și a nu avea tărie de a impune a legii poruncă celor supuși e neghiobie. Cum dar să-l siliți veți putea pe monarh dacă el nu vrea? El are toată puterea în mână ce de către obște i s-a dat. Spuneți că încalcă legea o îngână și nu vrea să respecte ce a jurat. În ce chip îl veți face să cinstească legea, datoria să-și plinească? puterea în mâna celui rău, armă în mâna celui turbat. Deci, după drept cugetul meu, nici prinț, nici crai, nici împărat eu nu vă sfătuiesc, dar nici sultan, cu atât mai puțin vodă și ban, ci o republică bine așezată pe temeiuri firești, neclintite, după o chipzuire adevărată și lungi filozofice ispite. Doar o asemenea stăpânie este bună pentru țigănie. Într-adevăr, ori nu există viață fericită, ori există doar în republică. Asta experiența ne învață. Nimic așadar nu mă înduplecă din ce a spus Baroreu despre monarhie, cât de adevărat ar fi să fie. În Republică omul se ridică la vrednicia sa cea de plină, că e de viță mare sau mică sau că are avere multă sau puțină. Cel din urma aceleași drepturi are cu cel ce este mai mare. Lui îi este patria ca o dulce mamă, iar el patriei ca un băiat. Și nu în zadar fiul ei se cheamă, căci îi dă hrană, viață, stat. Om liber îl face și viteaz și îl mângâie la vreme de necaz. Fie monarhia cât de bună cu vremea, ea se schimbă în tiranie și pe tirani îi încunună. Aceștia duc norodul la șerbie, apasă în țărână, umilesc de-a pururi neamul omenesc. În republică sunt toți locuitorii, frați și fii ai unei maice bune. Ei sunt cu toți moștenitorii întregii țări. Legea la fel îi pune și între toți nu se deosebește decât acela care viața obștească îmbunătățește. Cine-i mai vrednic cârmuiește ales fiind de obștească voință, dar el nu dă porunci cum poftește după a sa părere și putință, ci fiecare cârmuitor e doar al legii împlinitor. Dar în monarhia lăudată, toate sunt din potrivă și pe dos. Cetățenii acolo sunt o gloată, un norod josnic și fricos, ce nu știe decât să-i slujească pe cârmuitori și să-i hrănească. Monarhul acolo stă de o parte, pe el nicio lege nu-l constrânge, de altă parte stă norodul. A lui soartă-i voia Domnului a nu o frânge. El ascultă în tocmai, orbește tot ce monarhul poruncește. Toți sunt slujitori ai unui stăpân, acela -i domnul lor și autocrat. Tot ce au ei mult sau puțin la visterie merge automat, căci monarhul averile toate, moștenirea sa le socoate. Din milostivirea sa prea înaltă aruncă peste țară biruri grele. O poruncă vine după cealaltă pentru corvezi, dări, împlinele, dar nici una nu-i să-i scodească ce-ar avea și țara să poftească. Monarhul n-are destul niciodată avuții peste avuții adună în chipuri diferite de o ocară. Nimic așa dulce nu-i sună ca banul, căci cu banul leagă de sine însuși țara întreagă. Celor ce-i slujesc cu credințele împarte privilegii și-i scoate cu toată viitoarea lor sămânță din mijlocul întregii gloate, dându-le boierii de moșie, făcându-i nobili printr-o hârtie. Toți aceștia, apoi, printr-o schimbare minunată, firea și o prefac și cu gloata proastă, amestecare nimeni niciodată nu mai are, ci de acum nemeși. Ei se cheamă Neplătind nici biruri și nici vamă. Vezi ce face o singură hârtie, cum înnobilează într-o clipită toată viitoarea seminție, fie ea și cea mai pricăjită. Pe urma aceștia, pe noi, cei mici, ne numesc țărani, proști și mujici. În monarhie nu e acea simțire nobilă, de suflet înălțătoare ce se cheamă patrie iubire, nici alte virtuți strălucitoare ce în Republică de atâtea ori i-au imit pe nepoții viitori. În monarhie și cel mai bun să ajung un egoist, e fiindcă la oaltă se pun cel mai bun și cel mai necioplit și aceluia îi se dă ascultare care bogăție mai multă are. Se vând funcții alese pe bani și în alte feluri dosite de a-i avea tu în câte șese, nu vei dobândi slujbe cinstite fără argint și fără lingușire sau fără altfel de înjosire. Ca să vă spun chiar la urmă, împărăția monarhicească se poate asemăna cu o turmă de oi ce stăpi un să pască, iar monarhul cu un păcurar ceșa de la umbră, sub stejar. Lupis neprietenii de afară, câinis și păzitori, staulul e orașul, imașul e o țară, stânai visteria cu comori, strungai plata birului domnesc și altor dări, după cum se numesc. Păcurarul oile lui în fiecare zile mulge, luând hrana mieilor rămași nesătui, apoi de la maicile lor îi smulge și vinde în târg la măcelărie, iar pe cei ce rămân îi junghie sie. Abia apucă și ele ceva lână când datele tunde până la piele, nepăsându-i că-i bălaie orsură, spunând că le curăță de rele, de căpuși, cârcei și atunci când la soare vor paște să le fie mai răcoare și atâtea mii și mii de oi se tund, se mulg, se jungi într-o stână pentru un păcurar lacom, flămând. Acela cu prea multă lână aleagă și un păcurar drept păstor. Eu nu! Mai bucuros, voi să mor! Și cu aceasta sfârși el voroava. După care, Janalău a zice se pregătea, Janalău din Roșava. Dar când era glasul să-și ridice, toți băgară de seamă că se întunericii și hotărâră să lase pe a doua zi.